Un tânăr de 19 ani din Prahova, student la filozofie în București, dat dispărut săptămâna trecută, a fost găsit mort. Trupul neînsuflețit a fost descoperit întâmplător într-o râpă pe Muntele Tâmpa. Alexandru fusese văzut ultima dată în gara de nord. Atunci a cumpărat un bilet și a urcat în trenul care ducea spre Brașov. De atunci a fost căutat de polițiștii din tot județul, până seara când mai mulți turiști francezi au descoperit trupul într-o zonă accidentată. În buzunarul de la pantalon, tânărul avea biletul de tren.